Premier League Southampton Manchester United, sâmbătă, ora 14:30 de minute, Digi Sport 1. Liga 1 Sepsi Rapid, sâmbătă, ora 21:45 de minute, Digi Sport 1. Omul de Nis a fost în Parma de la începutul anului 2021, după ce grupul Emilian a plătit la FCSB numărul de 11 milioane de euro pentru transfer. Omul de Nis, lăudat de italieni în ziua în care avea 24 de ani. Omul de Nis a întors vineri, 26 august, 24 de ani, iar Italia a adus români la suprafață. Ei au evidențiat importanța Parma, o trupă în care au evoluat cu Valentin Mihailă. La mulți ani de Nis Man. El a marcat primul gol al sezonului pentru cruciații din Serie B din Bari, pe terenul Ennio Tartini. Calitatea sa neplătită le a făcut un jucător important în echipa domnului Pecchia. În sezonul trecut, atacantul român a avut 26 de apariții și 3 goluri. Echipa pivot Cross Crusaders, 24 de ani, Old Denis și cea mai bună speranță de mulți ani a fost discutată de la toate editorialele, au spus reporterii de la Parma Live. Pe lângă laudele primite din Italia, Denis Man și a felicitat și zilele pentru rețelele de socializare precum Moruțan Olimpit, Marin Marin, Florinel Coman sau Valentin Mihailă. Elemente care transformă omul Denis în animale. Bărbatul Denisi a impresionat pe italieni după ce a întors vara în antrenamentul Parma cu forma sa fizică, pe care au numit o bestia. Transformarea fizică a lui Denis Man este cauzată în principal de perioada italiană, deoarece jucătorii de fotbal sunt într-o stare complet diferită atunci când părăsește FCSB, unde, adevărat, adună o serie de masă musculară vizibilă, fapt care se vede în fotografiile de mai jos, unde jucătorii pot fi văzuți chiar și în primul meci pentru echipa București. Galerie foto. Combinația care a schimbat omul Denis în animale. Omul Denis a crescut foarte mult din punct de vedere fizic în trecut și jumătate, pentru că în Parma, din cauza pregătirilor purtate de club. De fapt, el nu a fost primul jucător de fotbal român care a schimbat în Italia. Un alt exemplu este Yanis Hagi, care se întoarce la far în acest moment în vara anului 2018, după un an și jumătate în Fiorentina, cu o masă musculară limpede. Cu toate acestea, omul Denis nu se bazează, ci doar în pregătirea clubului, ci și lucrează acasă, unde exercită adesea și, în unele cazuri, împărtășind momente cu adepți pe rețelele de socializare.